Bună ziua! Astăzi am decis să facem o conferință de presă în legătură cu ultimele evenimente, în special din domeniul justiției. Astăzi, pe cum bine știți, Anatol Pahopol, președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, și-a anunțat demisia. Poporul Republicii Moldova însă trebuie să înțeleagă că nimic nu se întâmplă așa în zadar, trebuie să știe că astfel de personaje nu demisionează de bună voie din asemenea funcții și această demisie a domnului Anatol Pahopol din funcția de președinte și membru al Consiliului Superior al Magistraturii a fost cauzată de o sesizare pe care am pregătit-o împreună cu domnul Vasile Năstase la inițiativa lui Andrei Năstase și am depus-o la Curtea Constituțională, sesizare care a fost pregătită și elaborată foarte bine documentat, fiind din punct de vedere juridic, și l-a determinat într-un final pe Anatol Pahopol să demisioneze din funcția pe care i-a atribuit-o în mod neconstituțional Parlamentul prin anumită influență și presiune politică. În fapt, trebuie să se știe că la baza tuturor demersurile legale ale lui Andrei Năstase și a platformei Demnitate și Adevăr, în lupta împotriva corupției generalizată stă hotărârea Parlamentului cu privire la starea de captivitate a Republicii Moldova. Vă duc aminte că hotărârea privind starea de captivitate a Republicii Moldova a fost redactată și propusă Parlamentului la inițiativa lui Andrei Năstase, iar această hotărâre a provocat demisia procurorului general Eduard Harunjen, care a fost plecat în urma acelei hotărâri a Parlamentului. Demisia în corpore a tuturor judecătorilor curții constituționale, toți fără excepție, care au slujit în mod ilegal și abuziv pe Vladimir Plahotniuc. Desființarea de către Andrei Năstase în baza aceei hotărâri cu privire la starea de captivitate a statului a direcției numărul 5, care a acționat într-un mod abuziv și în baza căreia au avut de suferit foarte, foarte mulți politicieni, jurnaliști, activiști civici, persecutați, oameni care au trecut printr-un calvar adevărat în urma acțiunilor ilegale pe care le-a întreprins poliția politică. Eliminarea capilor compromiși din multe instituții cheie, direcții cheie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din comisariatele poliției și așa mai departe. Anihilarea contrabandei cu țigări, hihlimbar, anomalizante și alcool, lucru confirmat de autoritățile române și europene. Deschiderea unor dosare de rezonanță, iarăși la inițiativa lui Andrei Năstase, și care au fost succesate de adoptarea acelei hotărâri cu privire la starea de captivitate a statului, cum ar fi dosarul cu privire la răpirea profesorilor turci, metal feros, uzurparea puterii din stat și altele. Toate aceste acțiuni s-au derulat, coordonat, în virtutea determinării Platformei Demnitate și Adevăr și a lui Andrei Năstase de a implementa acea hotărâre. Toți cetățenii trebuie să știe că viitorul președinte al Republicii Moldova, Andrei Năstase, cât și toți deputații Platformei Demnitate și Adevăr, imediat după preluarea mandatului de președinte, va pune în aplicare, fără nicio ezitare, acea hotărâre cu privire la declararea statului capturat pentru a face în Republica Moldova un sistem judiciar independent, corect, a face dreptate pentru toată lumea. Reîntorcându-ne la evenimentul zilei de astăzi în legătură cu acele evenimente care s-au produs în Consiliul Superior al Magistraturii, un organ foarte și extrem de important pentru sistemul judecătoresc, anunțăm că anul acesta Parlamentul Republicii Moldova, la inițiativa majorității parlamentare compuse din PSRM și PD, au elaborat mai multe proiecte de legi prin care modificau legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Legi care au fost mult criticate de mine personal și de toți deputații Platformei Demnitate și Adevăr încă în momentul elaborării. În speță, acele proiecte de legi aveau un singur scop: preluarea controlului asupra Consiliului Superior al Magistraturii, controlului politic în virtutea numirii, promovării sau sancționării judecătorilor. În rezultat, în calitate de consecință a acelor acte normative votate de Parlament, de majoritatea parlamentară PD-PSRM,
Am văzut în ultima perioadă promovarea mai multor judecători compromiși în funcții cheie din sistemul judiciar. Ceea ce compromite, de fapt, toți judecătorii din stat și lasă impresia că cetățenii Republicii Moldova nu pot obține o dreptate în cazul în care judecători care au făcut acte ilegale, de bună oară vorbim și de cazul lui Vyacheslav Klima, care a participat în menținerea deciziei ilegale de anulare a votului cetățenilor din 2018 pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău și alte tentative de a promova judecători docili, judecători corupți, dar care acționează în interesul clasei, unei clase politice de la Chișinău. Imediat după adoptarea celor proiecte de legi, deputații platformei DA au început a se documenta și a găsi soluții juridice pentru anularea acelor proiecte de legi, din punctul nostru de vedere, neconstituționale și, din păcate, chiar dacă au avut loc careva consecințe negative pentru întregul sistem judecătoresc, totuși, bună oară, astăzi am reușit o mare victorie, în primul rând pentru sistemul judecătoresc, pentru independența sistemului judecătoresc și, în al doilea rând, această decizie este în interesul cetățenilor care trebuie să vadă că judecătorii și sistemul judecătoresc acționează în interesul lor și, în funcție cheie din acest sistem, ajung oameni cum se cade, oameni care respectă buchia legii, care respectă Constituția și se gândesc cum să facă dreptate pentru oameni în dosare și nu cum să satisfacă dorințele sau doleanțele unor politicieni. În rezultat, decizia noastră, sesizările noastre la Curtea Constituțională au dat roade și urmează să întreprindem și alte acțiuni concrete, nu doar prin critici, dar prin fapte, prin documente, prin sesizări bine documentate, bine argumentate, care să elimine personaje dubioase, haideți să le spunem așa, din sistemul judecătoresc. Domnul Năstase, dacă o să continui. Bună ziua, aș vrea să completez puțin cele spuse de Dinu. În primul rând, noi am făcut două sesizări la Curtea Constituțională și sesizarea privind neconstituționalitatea alegerii domnului Pahopul în funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii încă nu a fost examinată de către înalta curte. Noi așteptăm cu nerăbdare să se producă acest lucru, dar este îmbucurător faptul că domnul Pahopul a înțeles că nu a fost ales în modul cuvenit în această funcție și a dat demisia, un lucru salutabil. Eu îl salut personal, este foarte bine și totodată mai salut și decizia membrilor CSM de a susține demersul nostru către Curtea Constituțională. Acest lucru ne încurajează și considerăm că avem șanse mari ca sesizarea noastră să fie soluționată pozitiv, în sensul că ca în alta curte să constate modul neconstituțional prin care acest domn a fost ales la CSM. Pentru că legea nu poate fi făcută pentru o persoană și acest principiu de drept trebuie să fie înțeles de către toată lumea. Mai mult decât atât, eu aș vrea să dau un semnal către întreg sistemul judecătoresc să înțeleagă că noi vom fi alături de acest sistem asanat atunci când în sistem vor rămâne judecători integri, profesioniști, oameni care se gândesc la actul de justiție și nu la interese personale, atunci când din acest sistem va fi eliminat ceea ce înseamnă acest cheag de corupție și care, din păcate, încă mai predomină. Dar vreau să dau acest semnal către sistemul judecător să înțeleagă că noi, cei de la Platforma DA și parlamentarii, candidatul nostru la prezidențiale, vom fi în permanență cu ochii pe ceea ce se întâmplă în jurul justiției, vom fi câinii sanitari ai acestui sistem și nu vom permite nimănui să întreprindă niciun fel de acțiuni, niciun fel de măsuri legale pentru a putea prelua ceea ce înseamnă creierul sistemului judecătoresc din Republica Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii, sau ceea ce înseamnă preluarea sub control politic, de clan, al
al instanțelor de judecată, celor mai importante, instanțele de fond sau Curtea de Apel, sau fie că este vorba despre Curtea Supremă de Justiție. Noi avem încredere în alta curte, avem încredere în toți judecătorii de acolo și sperăm că atunci când se va dezbate sesizarea noastră, ea să confirme ceea ce astăzi a anticipat și domnul Pahopol și membrii Consiliului Superior ai Magistraturii. Faptul că au susținut această sesizare și faptul că dumnealui și-a prezentat demisia. Cred că un asemenea gest ar trebui să-l facă și alți reprezentanți ai sistemului de drept, fie că este vorba de oameni din vechi din procuratură, fie că este vorba despre oameni din justiție. Toți aceștia trebuie să plece, pentru că după alegerile prezidențiale, așa cum spunea colegul meu, noi vom reveni la declarația cu privire la statul captiv și toți acei care au încălcat legea, care au comis ilegalități, nedreptăți pe timpul vechiului regim, dar și acum încearcă să uzeze de aceleași metode, toți ăștia vor trebui să plece. Noi vă mulțumim pentru atenție și dacă aveți cumva întrebări, suntem gata să vă răspundem la ele. Încă un anunț foarte important. Săptămâna asta, împreună cu Andrei Năstase, pregătim niște documente foarte importante pentru sistemul judecătoresc din Republica Moldova. Pe această cale, până a fi prezentate public, atenționăm judecătorii corupți, judecătorii care au tentat la democrație Republicii Moldova, judecătorii care au participat în invalidarea alegerilor democratice din Chișinău, să ia exemplu de la Anatol Pahopol, să-și depună demisia. Acțiunile noastre vor fi îndreptate în continuare și vom fi foarte vocali și sonori cu sesizări și cu documente bine argumentate în a face ca sistemul judecătoresc din Republica Moldova să se curețe de personaje dubioase, de judecători corupți și de judecători care au tentat la valorile supreme pe care este întemeiat Republica Moldova. Pe această cale de idei să-și depună de bunăvoie demisia. Altfel noi vom acționa în consecință. Mersi. Vă mulțumim foarte mult. O zi bună să aveți.